un mincinos, un manipulator, un înșelător, un preacurvar și un criminal. Acesta este David, împăratul, omul după inima lui Dumnezeu. Unul dintre cei mai remarcabili oameni din Vechiul Testament. Este fundamental să recunoaște de la bun început că David nu a trăit în minciună, în manipulare, în înșelătorie, în crimă și în preacurvie. Însă în același timp trebuie să recunoaștem că aceste păcatele lui, care au fost săvârșite într-un eveniment, au fost păcate premeditate, pregătite, gândite, păcate cu voia. Deși David a făcut aceste lucruri, David nu a pierdut niciodată favorul lui Dumnezeu, nu a pierdut mântuirea lui Dumnezeu, prezența Duhului Sfânt din viața lui. De aceea este pentru noi încurajare exemplul lui David. În psalmul lui de pocăință, la un moment dat David cere: nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt. Oare David credea că poate pierde Duhul Sfânt? Deși ne aflăm în perioada Vechiului Testament, pasajul ne arată foarte clar că David avea Duhul lui Dumnezeu. Este remarcabil că David nu pierduse Duhul Sfânt, chiar dacă trăiese în păcatele astea premeditate cu voia absolut scandaloase. Când el spune nu lua Duhul tău cel Sfânt de la mine, el recunoaște că a avut Duhul Sfânt și încă îl avea în momentul pocăinței. Duhul Sfânt nu plecase de la el, chiar dacă el păcătuise și trecuse o perioadă considerabilă de timp dintre momentul în care a păcătuit și momentul în care Nathan a venit la el, l-a mustrat și el s-a întors la Dumnezeu. Cum a rămas Duhul Sfânt în David? Răspunsul este simplu. Motivul pentru care David s-a pocăit este că Duhul Sfânt a rămas în viața lui. Cei care spun că Duhul Sfânt pleacă din cauza anumitor păcate, pur și simplu introduc imposibilitatea pocăinței, pentru că dacă Duhul Sfânt pleacă din viața ta, tu nu te mai poți pocăi niciodată. Însă pasajul ne arată suficient de clar. Duhul Sfânt nu plecase din viața lui David. Cererea lui David ca Duhul Sfânt să nu plece din viața lui nu înseamnă că Duhul Sfânt putea la un moment dat să plece din viața lui. David nu spune lucrul acesta. David pur și simplu recunoaște înaintea lui Dumnezeu că datorită stării în care se găsea și datorită păcatelor pe care le-a făcut și datorită grozăviei păcatelor lui, el merita ca Duhul Sfânt să plece definitiv din viața lui. Mai mult decât atâta, în Psalmul 139, David folosește din nou aceste expresii paralele, fața ta și Duhul tău, și acolo David arată că este imposibil ca cineva să se poată ascunde undeva de Dumnezeu. Dacă se duce în locuința morților, el este acolo, dacă se suie în cer, el este acolo, dacă se duce la marginea pământului, dacă se duce în întuneric, Dumnezeu este pretutindeni și nimeni niciodată nu se poate ascunde de fața lui Dumnezeu și de Duhul lui Dumnezeu. Când David în Psalmul 51 se roagă ca să nu ia Dumnezeu de la el Duhul cel Sfânt, el cere cu alte cuvinte ca Dumnezeu să nu îndepărteze manifestarea prezenței Duhului Sfânt din viața lui. Mai mult decât atât, David spune mai departe: dă-mi iarăși bucuria mântuirii. Ceea ce înseamnă că el a avut această bucurie a mântuirii, dar a pierdut-o. Fiți atenți, el nu spune dă-mi iarăși mântuirea, ca și cum a avut-o și a pierdut-o, ci spune dă-mi iarăși bucuria mântuirii. Este o diferență între a fi mântuit și a avea bucuria mântuirii. El a rămas în continuare mântuit, dar pierduse bucuria mântuirii, certitudinea mântuirii. Foarte clar vedem că și oamenii în Vechiul Testament au fost mântuiți. Mai mult decât atâta, vedem că omul acesta, datorită păcatului, a pierdut bucuria mântuirii, însă nu a pierdut mântuirea. El nu se roagă să primească din nou mântuirea, ci bucuria mântuirii. Cineva s-ar putea întreba dacă nu cumva învățătura aceasta, că Duhul Sfânt nu pleacă de la noi, că mântuirea nu se poate pierde, nu ne duce la păcat. Răspunsul este un nu categoric, în primul rând pentru că părtășia cu Dumnezeu, bucuria mântuirii, siguranța mântuirii, comuniunea cu Dumnezeu, pacea primită de la Dumnezeu, sunt niște lucruri atât de prețioase pentru un credincios, încât el nu le va vinde pentru trăirea în păcat. În al doilea rând, pentru că în viața unui credincios adevărat, Dumnezeu va interveni cu putere ca să-l întoarcă de la păcat și să-l ducă spre pocăință. David spune într-un psalm că Dumnezeu apăsa cu mâna lui puternic în viața lui și că îi se topeau oasele de gemetele lui necurmate. Vedem așadar că un om mântuit nu rămâne indiferent atunci când trăiește în păcat. Dimpotrivă, Duhul Sfânt se întristează, Dumnezeu apasă cu putere în viața lui, Dumnezeu îl disciplinează, Dumnezeu îl pedepsește. Așa că el nu poate să spună pot continua liniștit în păcat. Dimpotrivă, va fi stimulat, va fi provocat, va fi împins, va fi constrâns, va fi atras spre pocăință datorită lucrării active, puternice, miraculoase a lui Dumnezeu în viața lui. Gândiți-vă la consecințele păcatului lui David. Ajunge să piardă 4 copii. Amnon păcătuiește cu sora lui Tamar. Absalom încearcă să ia tronul și să culcă cu nevestele tatălui lui în fața întregului Israel. Solomon ajunge să omoare pe unul din copiii lui și băiatul care i s-a născut lui David a murit. Dacă David ar fi înțeles consecințele păcatului lui înainte să facă păcatul, cu siguranță nu l-ar mai fi făcut. Cu siguranță nu l-ar mai fi omorât pe Urie, cu siguranță n-ar mai fi preacurvit cu Bathsheba. Dar aceasta este înșelătoria diavolului. El încearcă să ascundă dinaintea ochilor noștri consecințele păcatelor noastre. Pentru că dacă le-am vedea și le-am crede pe Dumnezeu pe cuvânt, nu le-am mai face niciodată. Pentru aceste motive, un om care este născut din nou cu adevărat, care este mântuit, care are Duhul Sfânt, nu poate să continue să trăiască în păcat, gândindu-se că oricum nu-mi pierd mântuirea, că oricum Duhul Sfânt nu pleacă de la mine. Dimpotrivă, el va fi stimulat
să trăiască în sfințenie datorită faptului că prețuiește ceea ce Dumnezeu i-a dat. Și pentru el cel mai important lucru este să fie în părtășie cu Dumnezeu, să aibă siguranța, certitudinea, bucuria mântuirii și dulceața și pacea adusă de Duhul Sfânt în viața lui.